Luați un loc aici, mulțumim. Oamenii noștri. Bă, băiatule, ce se întâmplă, Luis? Până acum eram învățat cu tine așa. Costum, cămașă sau tricou impecabil și acum ai trecut la o altă cinută. Alt stil. Ba da, impecabil, dar alt stil muzical. Ce faceți în primul rând de toate, spuneți-mi ce vă face băiatul? E la grădie. E la grădie? Da. Nu e acasă să se uite și el să-l salutăm? Nu e. Îl salutăm pe voinic. Mama e la grădiniță acum? Da. Cât la are? Creșă, dar noi zicem grădiniță. Cât are acum? Un an și 6 luni. A, un an și 6 luni. Bun. Așa, și acum explică-ne un pic schimbarea asta, abordarea asta. A, nu neapărat. Așa ne îmbrăcăm noi, așa mai de zi cu zi. Doar că la evenimente mă îmbrac mai elegant. De după ecrane. Doar mă, că nu v-am mai văzut așa la televizor, de asta zic. Prima dată când vă văd așa, vă stă foarte bine, de asta zic. Și astăzi o să și cântăm ceva împreună, nu? Nu cred. Nu o să cântăm ciuca astăzi nimic împreună. Nu mai cântăm. Nu mai cântăm, nu mai asta e. Perfect. Ce-ți mai făcut în ultima perioadă? Cum e? Cum e ca părinți? S-au mai schimbat lucrurile? Sunteți, v-ați mai liniștit? A devenit mai greu pentru amândoi. Până acum a fost greu pentru mine, acum e pentru amândoi. De ce? Pentru că acum poate să fie și el mai implicat în viața băiețelului nostru, pentru că e mai mare și se înțelege mai ok cu el, mai ușor. I-a adus o mince de fotbal? A început să joace cu el fotbal. Și poartă care... și de toate. Da, a pus în poartă. Știi cum e? O să auzi vorba asta și știu că pare un clișeu așa. Copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari. Așa că... Iar așa e, o simt. Da? Da. Stai, stai, ușor să vezi, ușor, ușor, ușor. Și în rest, ce-ți mai făcut? Povestiți, unde a fost de anul nou? Cum e? În Londra am fost. La Evelion. Și la mulți ani, anul nou. La mulți ani, la mulți ani, în Londra. Da, și anul ăsta ce planuri aveți? Ce faceți? Cum sunteți? Păi plec în America, în februarie. Da? În turneu. Mă întorc pe la sfârșitul martie, cred. Sau la începutul aprilie, nu știu. Și pe urmă începe evenimentele, cum se începe la noi. Non-stop. Iar tu, mergi și tu în America sau nu? Eu rămân acasă. N-am putut să merg. Era vorba de o lună și ceva, depinde ce va fi acolo, poate se mai prelungească, poate să vină și mai repede. Și n-am putut să nu luăm pe Jesse cu noi, să stăm noi bine, mersi, acolo. A, uite aici, Jesse, pac, te aici cum și-a făcut. Uite, amândoi aveți tatuajele făcute? Da, ne-am făcut în Barcelona. Stai să le arătăm camerelor de filmat. Sunt făcute în Barcelona? Da. M-a convins. M-a convins să-mi fac tatuaj. E primul tatuaj? Primul, da. Da, primul și ăsta, al doilea aici. Aici a scris familia, nu? Familia și Dumnezeu. Familia și Dumnezeu, iar aici numele băiatului. Și data nașterii, mic aici. Super, m-a convins. Asta e mai minte, data trecută avea, ziceați voi că la ochi ceva, nu? Da, are o problemă la ochișori. Bine, s-a rezolvat? Nu, în vară acum o rezolvăm, pentru că trebuie să mai crească puțin ca să putem opera. Va fi o intervenție? Da, va fi intervenție. E o intervenție minoră, o blefaroplastie. Și... Bine, mare, un pic ploapa a căzut, asta înseamnă de fapt. Da. Asta e problema, de fapt. Nu are probleme cu vederea, cu, nu știu, globul ocular, cu alte... E doar un surplus de piele. Se rezolvă imediat. Se rezolvă, da. Se rezolvă acolo și după aia puteți să plecați și liniștiți în vacanță cu el. Da, o să fie un pic greuț cu recuperarea de după. El e mic, nu știe că nu trebuie să pună mâna, să nu se tragă de bandaj. Dar știi care e avantajul? Că ei când sunt mici se vindecă și mai repede. Da, așa e. Așa că și trece imediat și nici nu rămân semne. Eu mi-aduc aminte și eu că am trecut la un dat cu David, s-a lovit la picior. Cea, dacă îți povestesc, n-a fost ușor deloc, dar de asta zic, imediat, o cicatrice și gata, se duce. Da, nu te-ai obișnuit ca mămică? Da, sunt obișnuită din primele săptămâni, da. Primele zile. Nu e la fel niciodată, nu poți să zici că... Te obișnuiești, e ușor și nu mai ai stres după. Totodată doarme la 10, aseara dormi la 6 dimineața. Da. Dar relația voastră s-a schimbat de când a apărut copilul? Puțin, dar nu foarte mult. Știi că multă lume zice, doamne, după ce apare copilul, relația se mai și sudează, dar în același timp poate mama îi acordă mai multă atenție, poate se întâmplă lucrurile astea. Păi avem noroc cu părinții noștri, că mai lăsăm pe Josi și ne mai facem și noi la început am mai avut gelozii din astea mici. A zis că nu-i acord destul atenție, că e și el un copil și are nevoie de atenție. Normal, păi, dar la un moment dat eram puțin. M-am dus puțin și i-am spus așa băiețelului. I-am spus, mi-ai furat nevasta. nu mai aveam nimic. Adică începusem să încalc singur, să-mi iau alea, adică gen, toate erau pe capul meu. Și eram obosit. Nu mai dacă voiai să-ți calc, trebuia să stai cu el, adică tot era. Da, și nu știam, că nu-i dau să mănânce niciodată. De ce? Mi-e frică.
Încă mai ai teama asta? Da, încă mai am. I-a dat o singură dată. S-a necat și de atunci s-a speriat. Nu a pățit să se nece. Nu am pățit nici eu să mi se nece când îi dam de mâncare. A stat o singură dată cu el și i-a dat de mâncare și a făcut băiță. Când eram foarte obosită, am adormit pe canapea. Și eu în mintea mea credeam că am dormit 10 minute și de fapt dormisem o oră jumătate. Și m-am uitat pe camera de supraveghere de la el din cameră. Doamne, și mi se părea așa ceva super ciudat. Că nu-l văzusem niciodată să fie atât de grijuliu și atent cu el, să știe ce să-i facă. Eu în locul tău, când vedeam treaba asta, mă mai culcam la loc și ziceam, gata, mă, e bine. Mergea, da, mai mergea un pic. Asta, la al doilea o să fiu și eu mai... Opa! Adică la al doilea o să încerc să stau mai mult eu. Opa! Deci, nu știu, dacă vreți să ne anunțați ceva, ne anunțați voi când e să fie ceva. Noi am vrea să anunțăm, dar nu e acum momentul, că nu... Dacă nu anunța nici pe noi încă. Dacă nu se întâmplă, e cu mare, cu mare drag. Mă bucur mult. Ce ne cânti? Am scos o piesă, este pop mai mult. Adică, înainte să scot această piesă, să o lansez, am mai scos și o piesă cu Raluca, tot pop. Da. M-am dat puțin așa spre pop. Am casa asta de discuri care, gen... Asta produc ei, muzica asta. Da. Dar m-am lăsat puțin. Nu m-am lăsat de tot, dar... Adică nu te-ai lăsat un pic? Cum de... Păi da, dar... Marele-s pentru evenimente. Acolo. Și nu mai vrei să... Ba da, să îmi plac manelele, adică le fac în continuare, pentru că ele m-au ridicat. Doar că, gen, eu îmi produc manelele și casa asta de discuri îmi produc muzica asta mai pop. Ok, pe păi și tu unde te regăsești mai mult? În ambele, să zic. Da? Da, pentru că lucrează bine și eu ce-mi fac cu băieții mei separat la studio, îmi fac... Important e că e tot sub numele de Luis Gabriel. Adică lumea știe că muzica ta o ascultă sub numele ăsta, nu e sub vreun nume de scenă, vreun nume care ți l-ai dat când cânti muzică pop și alt nume când cânti manele. Cântăm de toate. Vreau să scot și un rap, că de asta am venit așa îmbrăcat, că vreau să pregătesc un rap cu soția. Eu imediat fac să vezi, băgăm un rap acum aici. Da, păi până acum în mașină am ascultat ce ascult? Jaden Smith. Ok. Danny Lay. Perfect, haideți să cântăm cu Luis Gabriel, Oameni buni. Iar noi să-și continuăm cu emisiunea. Coleguțul pregătit astăzi, vorbim despre Survivor. Tu ai văzut ce a fost aseară, o România întreagă s-a uitat, băiatul meu, audiența aia mare de tot. Forța. Și toată lumea a vorbit, cum? Numărul, da, facem, abia aștept să discutăm despre Survivor, ce s-a întâmplat aseară, este incredibil, nu ne așteptam la aceste... Eu vreau astăzi să facem cu tine, cu coleguța, știu că e prea devreme, dar fiecare să pariem pe un câștigător, sau uite, să spunem că omul nostru ajunge în primii trei și punem, facem un pariu pe ceva. Da. Da. De acord? Da. Da. Perfect. Da. Revenim, oameni buni, să vorbim despre Survivor. O să aflați multe lucruri imediat, dar până atunci să ne bucurăm de Luis Gabriel.